Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Încerc să citesc mai mult din capitol 3, să înaintez. Dar ce pot să fac când sunt readus la ce tocmai am vrut să termin, pentru că am stat foarte mult asupra asta săptămâna trecută. De azi, din nou, în această dimineață, este ce am în in inima mea. Citind din nou cum Mardoheu, deși este amenințat de colegii lui, ok, o să spunem la Aman că tu nu faci ce zici, ce a spus regele, tu nu îi dai respectul cuvenit. Și Mardoheu este ferm pentru că știe cine este el. Există o putere, o anumită siguranță în a ști cine suntem. Și a cunoaște cine suntem, nu cred că putem cu adevărat cunoaște cine suntem doar pentru că citim cărți sau ascultăm poate oameni care ne spun, uite, Dumnezeu este asta, asta. Este important, ne ajută să înțelegem anumite lucruri, dar cred că ceea ce ne ajută cu adevărat să înțelegem cine suntem, sunt anumite experiențe. Există experiențe care te descoperă cine ești. Și una din aceste experiențe este următoare. Cu cât descoperi cine este Dumnezeu, descoperi și cine ești tu. Este important acest lucru pentru că în lupta care o avem, și nu numai lupta, aici nu vorbesc doar cu lupta, să zic, cu întunericul, dar și în provocările vieții, adversități și multe împrejurări ale vieții, avem nevoie să avem o anumită siguranță în ceea ce privește cine suntem. Te va ajuta să treci obstacole unde alții nu trec. Te va ajuta să rămâi în picioare unde alții vor cădea. Cum te percep? Ester a 3, versetul 4, fiindcă ei spunea în fiecare zi lucrul acesta și el nu i-a ascultat, i-au spus lui Aman, ca să vadă dacă Mardoheu ar să se țină de hotărârea lui, că ce el îi spusese că este iudeu. Și Aman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui, s-a umplut de mânie. O să vorbim și de mânie asta, cred. Dar el, Biblia spune că el a spus, printre altele, în discuția cu colegii lui, Mardoheu l-a spus, eu sunt iudeu. Și acest lucru pentru Mardoheu avea o greutate. Când noi spunem suntem copii al lui Dumnezeu, oare acest lucru are o greutate pentru noi? Copii ai lui Dumnezeu. Cel viu,
cel care a creat cerurile și pământul, cel la tot puternic, cel pentru care nimic nu este prea greu. Și noi zicem că suntem copiii lui. Oare acest lucru are o greutate? Uneori mă îndoiesc de asta. Uneori chiar în mijlocul păgânilor sau în mijlocul celor care se bat joc de Dumnezeu, abia unii nu vrem să știm, nu vrem să se afle că suntem creștini. Dacă ești în poziția aceasta, trebuie să te pocăiești și să ceri lui Dumnezeu să-ți dea îndrăzneală acum primul ucenici au cerut când se simteau amenințat și intimidat. Nu putem rămâne în poziție de intimidare, de frică, de identitatea noastră și apoi să credem că putem avea izbândă sau victorii în bataliile care putem să întâlnim. Nu. Una din cheile este identitatea. Acum, sunt multe modalități de a privi anumite evenimente din Biblie, sau anumite texte. Adică un eveniment A se întâmplă și apoi se întâmplă un eveniment B. Și noi ne gândim, ok, evenimentul B se întâmplă după A, înseamnă că evenimentul A este cauza evenimentului B. E imediat o să înțelege ce vreau să spun prin asta. Dar s-ar putea de fapt că, deși evenimentul B vine după evenimentul A, hai, mai bine îți dau o ilustrație, că să fie mai simplă. Aș vrea să citesc un text, hai să mă duc în Evangheliile. Avem această împrejurare în Matei 3, versetul 17. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Asta e la botez, când Domnul Iisus iese din apă. Imediat după el este dus în pustiu și este ispitit de cel rău. Și cel rău, primul lucru care atacă cel rău este identitatea lui. Matei 4 cu 3. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, e primul lucru care a atacat identitatea. Dacă ești, deși satanul știa foarte bine cu cine a de-a face, de aceea și demon se comportă la fel. Demon știu foarte bine când ești un copil de Dumnezeu, dar vor pune la îndoială că ești. O să spune, tu ești cu adevărat copil lui Dumnezeu, dar ești tu că ești. Dar se comportă ca stăpânul lor. El știa că e fiul lui Dumnezeu. Dar zice, dacă ești, nu cred că ești. Dacă ești, hai să vedem. Ok. Deci el aici, acest eveniment se întâmplă după ce s-a auzit glas din cer, care a zis, acesta este fiul meu prea iubit. Și putem să ne gândim, ok, cel rău a venit și a contrazis de fapt ce s-a auzit. Ceea ce de fapt cel rău face tot timpul. Dumnezeu spune un lucru, cel rău vine și zice, nu e adevărat. Domnul Iisus spune, iată semnele care vă însuți pe cer, ce vor crede, unii vin și zic, nu este adevărat. Ar trebui să dau un exemplu practic. Deci, tot timpul o să vedem asta în Scriptură. În ziua când vei mânca, vei muri, în Geneza citim asta, Dumnezeu spune la Adam, șapele vine și zice, nu veți muri, de fapt, se va întâmpla altceva, da? Tot timpul el vine și se opune la cuvântul lui Dumnezeu. Ok. Deci aici putem citi și știm lucrul acesta și putem spune, ok, aici este doar cel rău în rolul lui, ca de obicei, vine și se opune la ceea ce a zis Dumnezeu. E un mod de a vedea și este corect.
Dar ne putem gândi și la faptul că Dumnezeu este dincolo de timp și că Dumnezeu vedea că identitatea lui Hristos va fi atacată și atunci întărește prin glasul care se aude din cer. Acesta este fiul meu prea iubit. Dacă te uiți în Scriptura sau dacă ești atent în viața ta, o să vezi că uneori Dumnezeu te va arma înainte să vină lupta. Dumnezeu te va pregăti înainte să se ridice batalia. Și se poate și să fie un lucru de genul acesta. Acesta este fiul meu prea iubit. Dumnezeu confirmă clar cine este Iisus. Pentru că vine o batalie unde primul loc unde va fi lovit este cine ești. Că nu avem un răspuns clar la această întrebare. Cine suntem? Sunt batalii care l-am pierdut deja. Putem să ne zbatem, dar l-am pierdut deja. E foarte important să știm cine suntem. Dar cum putem ști cine suntem cu adevărat? Mă refer, dincolo să spun doar cu cuvinte, da, sunt un copil al lui Dumnezeu, da, sunt răscumpărat, dar cum acest adevăr să ajungă în ființa mea la un nivel așa puternic că îmi schimbă modul de a gândi, îmi schimbă modul de a vorbi, îmi schimbă și modul de a merge pe jos. Adică de a merge, cum demarche, cum zici, mersul, așa. Îmi schimbă chiar mersul. Adică merg cu încredere, pentru că știu cine sunt. Pentru că a ști cine suntem ne dă o anumită siguranță și ne dă o anumită îndrăzneală. Există lucruri unde e nevoie de îndrăzneală. Autoritatea care o avem ai nevoie de îndrăzneală ca să o folosești. Fără îndrăzneală e greu să o folosești. Pentru că nu este autoritate care vine pentru a face lucruri omenești, lucruri normale, lucruri care toată lumea poate să le facă. Nu, nu, nu. E o autoritate. Când Domnul Iisus zice, iată v-am dat autoritate peste, am văzut asta, putere peste șerp, scorpion, s-a calcat peste șerp, scorpion și puterea vrajma, toată puterea vrajmasului. Asta nu este un lucru comun. E ceva ieșit din comun. Iar ca să faci ceva ieșit din comun, îți trebuie o doză de îndrăznare. Deci nu este doar de ajuns să știi că, uite, în Iisus am o autoritate. Ok, ai îndrăznarea ca să o folosești. E nevoie de îndrăznarea. E nevoie de tupeu, cum ziceam, vorba mea, de tupeu ceresc. E nevoie pentru a manifesta autoritate. Îți dau un exemplu. Când Domnul Iisus, de exemplu, zice, în Marc 11, încep de la început de la versetul 23, când vorbește de puterea credinței, în urma ce smochinul s-a uscat. Și la un moment dat zice, adevărat, adevărat vă spun, dacă cineva va zice muntele acestuia, deci probabil era un munte în zona acolo. Muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare și crede în inima lui și nu se îndoiește, nu se va îndoi, va avea lucru ce uite. Acest lucru se va întâmpla. Pe, de ce crezi că Domnul Iisus a luat exemplu unui munte? De ce crezi că a luat exemplu unui lucru de fapt care, stai puțin, un lucru despre munte tocmai că nu se mișcă? Dar de ce Domnul Iisus a luat acest exemplu? Pentru că a vrut să intre bine în mintea noastră că această autoritate nu este făcută pentru a face lucruri normale, da?
Nu-ți folosești autoritate spirituală ca să torni apa dintr-o sticlă într-un pahar. Faci asta cu mâinile tale. Ne arată că această autoritate merge la un nivel, este folosit în domeniile unde, din punct de vedere omenești, nu prea se poate. Și atunci tu ca să deschizi gura și să spui anumite lucruri, dacă nu ai îndrăzneală, n-ai cum să spui. Dacă nu spui, nu se întâmplă nimic. Dar această îndrăzneală sau acest tupe vine de undeva. Când știi cine ești. Și când, bineînțeles, nu înțelegi, o să repet din nou asta. Pentru că am văzut asta prea mult și mulți copii lui Dumnezeu care suferă din cauza asta. Și când nu înțelegi greșit ce înseamnă smerenie. Smerenie nu înseamnă că ești calcat în picioare toată viața ta. Domnul Iisus era smerit. Dar când au venit să-l aresteze, de cine căutat? Pe, eu sunt, oamenii au căzut. Cine i-a făcut să cadă? Puterea lui. Odată, asta e în Ghețimani, mult timp înainte, odată l-au luat, au vrut să-l arunce, să-l omoare, l-au dus pe nu știu, un dal sau munte, au vrut să-l arunce, să-l omoare. Domnul Iisus nu spunea că dacă asta vreți să faceți, vă las să faceți, că sunt smerit. Nu, Biblia zice, a trecut prin mijlocul lor. Știi ce a folosit? Autoritatea lui. Și nu s-am spus că nu era smerit. Deci a fi smerit nu înseamnă că ești calcat în picioare tot timpul, accept tot timpul, dai dreptate la toată lumea tot timpul. Nu, nu, asta nu e smerit. Asta e altceva. Dar nu e smerit. De fapt, adevărată smerenie e când știi care este locul tău. Exact ca acest soldat. Eu sunt supus unora și unii sunt supus. Ascult de ce? Deci soldatul respectiv știa poziția lui. Asta e adevărat, spune. Nu tot timpul să cânt, sunt un viem, sunt un nimic și așa mai departe. Pentru că cu această mentalitate n-ai cum să exersezi autoritatea care Dumnezeu ți-a dat. Dovada sunt copiii lui Dumnezeu, poți să le arăți din Scriptura, din Biblie, peste. Uite, ai autoritate. Ok, acum poruncește. Și ce o să fac, o să zic, Doamne, Tată Ceresc. Deci nu poate porunci. Nu poate. Pentru că mintea lui nu, el n-are cum. Trebuie tot timpul să ceară la Dumnezeu. Când Domnul Iisus ne învață că un om poate porunci un munte și nu zice omul se va ruga la Dumnezeu că Dumnezeu să mute. Nu, omul va porunci munte lui. Îți spun, pleacă de aici. Și avem exemple în Scriptură. Dar o să mai citesc un alt exemplu înainte să închei pentru azi dimineață. Identitate, cine ești, cine ești? Foarte important, foarte important. Cine ești? Acest verset care o să citesc arată foarte clar această legătură între când ești conștient cine ești și capacitatea ta de a folosi autoritatea care o ai de la Dumnezeu. Doi împărat, unul cu 12. Deci a fost trimis, nu să citesc tot contextul, a fost trimis un rege rău, trimite soldații lui pentru a aresta prochilie care a spus doar ce a zis Dumnezeu să spună. Da? Există oameni care nu acceptă ce zice Dumnezeu și se iau de cel care este mesagerul, dar de fapt el e doar un mesager, da? Dar se iau de el. În fine, hai să citesc versetul 11. Azi a trimis din nou la el alte capetanie, hai să zic la prima capetanie.
Versetul 9. A trimis la el capetini de peste 50 cu cei 50 de oameni al lui. Capetini aceasta s-a suit la lie care ședea pe vârful muntelui și a zis, omule, omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Bun. Ilie nu zice, ah, bun, e împărat. El a zis să se coboară. Hai să fiu bun, hai să fiu smerit, hai să cobor. Totuși, el era smerit. Când Dumnezeu l-a trimis, să fie ranit și gazuit de o vadă săracă, s-a dus. Deci nu-mi spui că nu era smerit. Dar nu înseamnă că accept totul. Pentru că e smerit înseamnă că trebuie să accept totul. Aici, când l-au provocat, când au zis, omul lui Dumnezeu coboară, răspunsul lui, îmi place tare mult răspunsul lui. Și spun așa, il y a răspuns, versetul 10, il y a răspuns capetenii peste 50, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să vă mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Dacă sunt identitate. Dacă sunt ceea ce spui tu, dacă sunt cu adevărat un om al lui Dumnezeu, hai să vedem ce se întâmplă când vorbesc. Să se coboare foc. Acum, ca să spui așa ceva, să se coboare foc din cer, acum, dacă nu ai îndrăzneală, n-ai cum să zici așa ceva. Dacă nu știi cine ești, n-ai cum să spui așa ceva. Și totuși, Biblia spune, focul a coborât. Cerul a răspuns. Ceea ce îmi spune, cerul a răspuns la ceea ce a zis Ilie. Și soldați au venit al doilea. Poți să citești ce se întâmplă după. Dar am vrut doar să-ți arăt. Există o legătură între cum te percep. Pentru că de fapt asta e identitatea ta. Cum te percep. Cum te vezi. Și abilitatea ta de exersa și de a folosi ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Ok, hai să ne oprim aici azi. E important să știi, să găsești, să afli în Dumnezeu cine ești, să continui să cauți cine ești. Dumnezeu să te binecuvânteze.